Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o? Și în cea de-a doua carte a împăraților sunt prezentate domniile a numeroșii regi. Cu toate acestea, există o structură unitară. Domnia fiecărui rege este bine delimitată. Sunt oferite informații despre data urcării pe tron și despre perioada în care a domnit fiecare în parte. Naratorul biblic a evaluat calitatea fiecărei domnii din perspectiva morală a legii divine, precizând că regele a fost bun sau rău datorită ascultării sau din cauza neascultării de Dumnezeu. Toate aceste detalii sugerează existența unui singur editor care a adunat materialele și informațiile necesare redactându-le într-o anumită formă. Tradiția evreiască susține că autorul sau editorul cărților Întâi și Doi Împărați a fost profetul Ieremia, lucru nedemonstrat pentru că în scrierile biblice nu există niciun indiciu în această privință.